data de 8 februarie, am să filmez un prag acolo pe stânga, pe unde vine curentul. La cât are? Au 2 metri dacă are acolo. Vezi cum vine cursul și uite ce curge apa, vezi acolo? Da, da. La pragul ăla, la curba aia acolo. Și vine așa până, până la podul acolo, vine pe lângă pod și se duce către sus, către canalul. Ala. Auzi, și malul din dreapta pe unde vine cursul e prag, vezi? Da. Prag frumos. Asta în cazul că, îți spun eu, în cazul că se umple și ca să știi pe unde să dai pe praguri, știi? Să te duci, că pe aici dacă vie e platou. Dar acum dacă găsești peștele pe acolo, circulă, pe curent. Acolo, da. Da, te duci. Pe curent. Așa zice și domnul Emil, să facem poze, să fotografiem, să vedem configurația. Deci acolo e pragul, pleacă de la podul ăsta suspendat, trece până stânga lui, face o mică acoladă acolo și face în dreapta, se îndreaptă tot pe direcția podului. Dacă te uiți către baraj, de la podul ăla către baraj, acolo se îndreaptă și după aia intră în baraj și face curba asta. Și face la curbă 50 de metri de la cu acel exterior diametru. Deci podul, când mă uit în stânga mea, 40-50 de metri, am Alpia. Până în față la 800 de metri. Până în față, unde vine în față? O să rămână ăsta așa. Știi pe unde vine în față? Până la podul ăla rupt. Mai încă o leagă de pod rupt. Mai încă de pod rupt. Zic pragul ăla. Cam pe unde vine. Auzi, tu știi ce era mișto? Să merg pe direcția pragului, să vedem la ce dală vine. Știu, pe direcția dalei. Da. Ia să mă duc acolo. Că asta nu-l găsești mereu așa. Nu e departe așa. Vă, pe ce direcție la dală vine. Așa ca idee. Deci e boala stăiera. Ce porcărie asta, ferma asta. Deci am mai rămas niște apă. Pe aici era un curs, dar s-a terminat cursul ăsta, vedeți? Deșel în spate. Dar cursul ăsta s-a terminat. A rămas portuța asta aici. Destul de lungă. Hai, dă-i în spate, că merg așa. Mai, 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 mai. Să ajungă cu mașina pe direcție, să vedem unde face curbă asta. Albia acolo, vedeți? La dreapta. Ne-am luat niște repere. Mai avem cei interesați care vor să știe cursul pe unde e. O să știe după filmare. Băi, dar te-ai dus, mă, așa. Ne-a venit ideea târziu. Încercăm să luăm oare și de pe rost ăsta. Adică să vedem pe unde vine. Deci cam departe. Aici e statul. Se pare ție că pe acolo, dar nu prea cred. E chiar pe acolo. Cam pe aici ar fi. Bun. Nu e pe aici? Bine. Aici sunt cam în jumate. Așa. Cam pe aici e unde sunt eu.
Cam pe aici e unghiul. Cam aici sunt eu. Deci vine acolo. Cum luăm, mă, reperul? Luăm... Aha. Uite, avem pe malul celălalt un stâlp de înaltă tensiune. Cel mai înalt. Acolo vine malul din dreapta. La 2 metri în stânga e... Vine așa malul din dreapta, unde e stâlpul acela înalt. Și de la stâlpul ăla înalt ne ghidăm, că vedem stâlpul. Să fac și un reper aici. Exact de la balastieră, 100 de metri în aval. Dar să văd. Eu ce dal avem aici. Așa, uite. La 960. Da, la 960 sunt exact cu... Deci la dala 960. La dala 960. Și în fața am cursul râului, unde e vadul lui original. Deci de la 960, dacă fac linie 960, linie imaginară cu stâlpul acela de înaltă tensiune, care se vede în zare așa, sunt pe unghi la 3 metri în interiorul vadului, partea dreaptă, el curge în partea asta, cam așa mic. Deci în stânga lui am vreo, e vadul principal, pe, de la linia asta imaginară în stânga, curge râul. Curge și îndreaptă puțin 3 metri și în stânga e cu pragul ăsta cel mai înalt. La linia asta imaginară avem curs 40 de metri, 35 de metri până la prag. Prag de 1,5 m, 2 m. Astea sunt toate informațiile, sunt date numai bine.